Vă salut, bine v-am regăsit! Mă bucur să vă știu sănătoși și activi! Mulțumesc că vă abonați, mulțumesc că scrieți, că vă uitați și așa mai departe. Nu uitați un share, o abonare, un like, un mesaj, sunt binevenite și vă mulțumesc anticipat. Superstițiile fotbaliștilor sau sportivilor sau în general e subiectul care e la mod azi. Cu superstițiile am citit mesajele, am luat la cunoștință și de asta vă voi povesti azi, în principal despre superstițiile mele pe care le aveam, că de ale altora mai puțin mă interesează și erau, erau încă de când. Să spune că superstițiile sunt așa pentru oamenii slabi, eu nu cred, nu cred în asta, că zice domnesc screz un alibi, un o duci până la obsesie sau un tic sau să te facă să te crezi mai puternic sau mai nu știu cum. Nu, cred că sunt lucruri care le faci odată că le faci întâmplător sau că este necesar să le faci și observi că îți merge bine și le transformi în superstiții și în lucruri pe care le faci săptămânal sau zilnic sau așa mai departe cum e cu hai că ai văzut pisica, dă drumul înapoi, hai că te-ai întors din drum și nu-ți merge bine și mai departe. Le-am avut încă de mic, nu știu dacă asta cu credința să o trec la superstiții, dar simt, nu știu, credeam eu că dacă mă rog înainte de meci, da, îmi fac cruce și spun uh, o rugăciune în gând, uh, merge mai bine. Uh, mă ajută Dumnezeu, merge mai bine uh, și asta o făceam de la juniori, cu închinatul înainte de a intra pe, pe teren, cu spusul unei rugăciuni în gând când uh, stăteam la centru terenului să salutăm publicul și mai târziu când ieșeam după tunel, din tunel, uh, spre centru terenului, în momentele alea de înainte de, de joc spuneam rugăciunea, mă închinam, uh, mergeam, când de exemplu, când eram, când eram junior, știu că jucam, întotdeauna jucam sâmbăta sau duminica, la ora prânzului, și dacă era duminica, tot timpul mă duceam la biserică. Mă duceam la biserică înainte de, înainte de meci, mă întorceam acasă, mâncam cartofi prăjiți cu carne, cu pulpă de pui, că nu era, atunci nu era cu domne să mănânci piept, să mănânci paste. Eu am crescut cu cartofi prăjiți, cu ouă ochiuri, cu pulpă de pui prăjită în ulei, că nu era să faci la planșe, la grătar, la abur și așa mai departe. Nu, frate, să făcea la ceaun sau la tigaie și mâncai pielița aia crocantă după, după pulpa de pui, de te mușcai și de degete. Mâncam cartofi prăjiți înainte de meci cu 3 ore, mâncam cartofi prăjiți cu pulpă de pui, nu mâncam murături și asta că știam, ne mai spunea și nou antrenorul Laio Moreanu, ne mai spunea, bă, să nu mâncați, vedeți și voi, să nu, să nu beți băuturi acidulate, să nu mâncați usturoi, să nu, asta era pe vremea aia, nu că să nu mănânci prăjeală. Acum nu mănânci prăjeală cu trei zile înainte de meșii, unii tot trompete sunt. Pe vremea aia să mânca ceafă de porc, să mânca pulpă de pui, să mânca cartofi prăjiți, cașcaval pane, care e, p cred că nu există mâncare, cremul știi, cred că sunt mai proști decât cașcavalul pane pentru un sportiv. Păi o bombă, bomba bombelor, grăsime, cât cuprinde uh, și în rest mai nimic. Își mănânci grăsime cu, brân, cu grăsime cu roșie și cu ceapă. Și să mânca și cele mai mari echipe din România, pe vremea aia, înainte de meci, vineri seară, la cină, mânca ori mămăligă cu brânză și smântână, ori cașcaval pane. Și al doilea fel era friptură. Nu ne mai uh, facem pe noi atât să părem mai profesioniști decât am fost. Nu! Asta să mânca, să bea un par de vin în cantonament, ceea ce se întâmplă și astăzi, dar mâncarea asta era, prieteni. Uh, prăjeală, că se făcea mai ușor, că nu știam. Păi știam noi de paste și de... Mâncam macaroane cu brânză, dar le mâncam că... sau cu pezmet. Le mâncam că îmi plăceau, nu că îmi zicea cineva bă să mănânci spaghete, nici nu știam că să se nume spaghete. să numeau macaroane, că erau macaroane. Spaghete ne-am italienizat, ne-am haladit după Revoluție, cred că. Atunci erau macaroane cu pezmet sau cu sos. Nu bolonez, nu 4 formaggi, nu sos de roșii sau carne făcea mama în tigaie, carne călită, da? cu ceapă, cu un pic de roșie, prăjea carne acolo, o călea, arunca pe urmă din oală în, în tigaie, arunca spaghetele sau din, din, de unde călea ceapa din tigaie, le arunca în cratița unde fiersese macaroanele și arunca apa și le amesteca acolo și aia era, nu parmezan, nu figur, nu nimic. Asta mâncam înainte de, de, meciuri. Mâncam la pauză lămâie cu zahăr pe farfurie de la junior până ha, mult timp și la seniori. Să bea apă minerală de râgâiai ca porcul în a doua repriză primele 10 minute râgâiai și îți venea numai lămâie cu miere care era echipă mai bogată, avea miere, cine nu avea zahăr. Și la junior era zahăr din abundență și beai, te balonai, te făceai cu un porc și primele 10 minute râgâiai. Astea erau vremurile și condițiile. Nu, păi știam noi de apă plată. Era apă la echipele mai sărăcuțe, era apă de la Cijmea, din complexul sportiv sau la juniori. Era la Cijmea, la bidon. Aveam bidoane dar alea de că erau părinții, unii că erau benzină săraci cu ele. Și apă care erau mai bogătași așa la echipă era de la Borsec sau de la Biborțeni apă minerală la sticlă de sticlă. Da, aia de, de, de îți rupea și mâinile și căpățâna dacă scădea sticla în cap. Și aia beau. Nu apă plată, nu vrăjeli. Deci asta erau, cam asta era cu alimentația, cam asta era cu superstițiile, cu închinatul. Intram tot timpul cu piciorul drept în teren, absolut tot timpul, cu dreptul primul pas. Ieșeam ultimul din vestiar absolut tot timpul, ultimul, ultimul tot timpul din, din vestiar, da? rețineți deci din vestiar așteptam să iasă și rezervele și când ieșeam ultimul și mă puneam ultimul în aia primii 11 ca să ies și pe teren tot ultimul nu mă tundeam niciodată nu mă bărbieream sau nu mă tundeam înainte de meci asta după ce a început să-mi crească barba în ziua de dinaintea meciului nu-mi tăiam unghiile nu mă bărbieream și nu mergeam la frize. Niciodată. Mă bărbieram tot timpul după meci, da? În, în seara de după meci și de regulă joia. Că până sâmbătă nu creștea cum am acum barba și poate pentru unii dintre voi sunt mai urâțeli. că așa de regulă știu că sunt, sunt drăguți foc. De deci joia și duminica era cu bărbiereala, cu tăiatul unghiilor cam la fel, cu tunsul când putea și frizerul. O dată, la 3-4 săptămâni, mergeam la pedicură, dar doar zilele până în miercuri, luni, mari sau miercuri, de ce? Că în caz că nu tăia aia ca lumea vreo unghie, nu doamne ferește, mai, mai scăpa forfecuța aia pentru pielițe, nu știu cum să numesc, cuticule, cred, sau unde astea filozofice să ai timp până sâmbătă sau duminică la mesă să vindeci acolo, că îți mai dădea cu piatră acră, piatră vânătă, piatră naiba soia și dacă ai vreo rană la vreun dege, să nu te afecteze la meci. Deci luni, marți sau miercuri, cel târziu, pedicura. Aceeași tot timpul, până să rupeau. Dacă luai o pereche de chiloți și dădeai gol, că nu toate șorturile sau nu toate echipele aveau șor cu suspensor. Sau te incomoda suspensorul și îl tăiai și îți luai chiloții tăi. E, dacă dădeai gol cu o pereche de chiloți sau la antrenament îți mergea bine și dădeai gol și te simțeai tu așa, chiloții ai imediat după antrenament îi spălai, îi luai în cameră, îi puneai pe calorifer să se usuce sau îi lăsai la magazioner, bă, punei la tine pe calorifer că ăștia sunt pentru meci. Și chiloții ai luai la meci până să rupeau, dă-ți ieșeau îți cădea ouăle pe afară că ai tu că, bă, îmi merge bine cu oia. Aceeași bluză de training, dacă ieșeai la încălzire sau la fel și îți mergea bine, păstrai tradiția, chiar m-am certat cu barbu că aveam o bluză gri, alb, așa, și toată echipa la Suceava ieșea într-un fel să facă încălzirea și eu ieșeam cu aia să vedeți și pe imagine, aveți și pe Robert Niță Best Moments, înainte de un meci cu Steaua în Ghencea, toți erau îmbrăcați într-un fel și eu eram cu bluza aia, ziceai că sunt uh, uh, adoptat. Dar erau niște superstiții care, normal, să vede urât, îl deranjează și pe antrenor, poate uh, îi deranjează și pe colegii tăi, dar fiind uh, în mijlocul evenimentelor, sunt lucruri care tu crezi că te fac mai puternic sau mai bun. Sau, de exemplu, aveam un, care l-am și în ziua de azi, un medalion luat de la mănăstire, cu, din piele, da? un, ca un bănuț așa, cu Maica Domnului, Fecioara Maria, și cu oață, așa că n-aveai voie cu lans, cu nu știu ce, și de multe ori îl țineam în mână, până ieșeam și începea meciul, și că te mai controlau arbitrii la mână, să n-ai vereghetă sau ceva pe dege, să n-ai brățări, să n-ai lanț de aur la gât și atunci nu punea mai de frică să nu l vadă ața, era ață, de, de papiotă, bine, cum e ața de papiotă, dar mai rezistentă, mai groasă și să vedea. Și atunci ținea mai aia mână până ieșeam pe teren înainte să înceapă meciul și atunci desfăceam pumnul, luam mai o puneam la gât și o băgam pe sub tricou. Medalionul de piele cu fecioara Maria, care l-am purtat mulți, mulți ani, îl am și în ziua de azi și cu medalionul ăla la gât am și marcat din penalti. Ca asta n-am spus-o în episodul cu penaltiu, cu penaltiurile. Primul și ultimul gol din cariera mea de fotbalist. Primul a fost la Oțelul Galați din penalti. Ultimul gol al carierei a fost în Vietnam, tot din penalti cu Fecioara Maria la gât. Și sunt lucruri care te fac să crezi că ești mai puternic. De exemplu, am uitat odată, am uitat odată medalionul la că nu îl purtam decât la meci. Și îl țineam în, în gentuța cu cosmetice, unde aveam parfumul, aparatul de bărberit, șamponul, cosmeticele, aftershave ul și așa mai departe. Și mi-am uitat odată gentuța asta, înainte de un meci, mi-am uitat-o acasă. N-am mai avut loc în geanta de cantonament, că intram cu două zile în cantonament înainte de meci, și am uitat-o acasă. Și mi-am dat seama seara, mi-am dat seama după ce am făcut antrenament, când am vrut să-mi să iau din, din geantă să-mi iau șamponul, gelul de duș să mă duc la duș. Și am văzut că lipsește aia și mi-am adus aminte că n-a mai, avut loc, mai avut loc în geantă și în borseta separat. Și am uitat-o și l-am sunat pe taică, mi era la ProRapid, o tată, te rog frumos, că te mașină, vino și a doua aia că aveam medalion acolo și peste două zile aveam meci. Dar eu vroiam atunci să fiu sigur că, băie medalionul cu mine. Superstiții care v-am spus și repet, nu știu dacă te ajută sau nu, dar te fac să stai mai, mai liniștit. Iar nu să te dea autocarul cu spatele. Niciodată, absolut niciodată în ziua meciului, nu mergea autocarul cu spatele. Trebuia să facă șoferul în așa fel să te lase cu fața. Și când intra în stadion și în la Giulești era deja regulă să știa că știa ăla toate pietrele după drum. E, când jucai în deplasare era mai complicat că trebuia să mergi după mașina de poliție, ăla să strecura tu poate n-aveai loc și trebuia atât de bun să fie șoferul încât tot timpul până când, de când te urcai din fața hotelului până ajungeai la stadion să meargă numai cu fața, nici măcar un metru, un centimetru să nu dea cu spatele și știu că am avut odată la dacă nu mă înșel la Galați dacă nu mă înșel, repet care era strada aia la intrare acolo pe unde intrai în parcare, era mai îngustă și trebuia, dacă nu erai obișnuit, ca șofer să bagi autocarul ăla, să te duci până la primul stâlp, să dai cu spatele, să iei invers și pe urmă să o sucesi să bagi autocarul. Nu. Și când a văzut, era Hizo antrenor, dacă nu mă înșel, când a văzut că vrea să, să dea la cu spate, stop, oprește aici, nu, nu-l mișca, stai, păi nea stai bă pe loc. toată lumea jos. Și am coborât în stradă, ne-am luat gențile de cala autocarului și ne-am dus pe jos, bine, câțiva metri, 50 de metri, ne-am dus pe jos până la vestiar. Erau superstiții. Nu, iar, care țineau de antrenori, de cele mai multe ori. În ziua meciului în autocar nu se urca nicio femeie. Putea să fie și oricine. Uh... Nu știu, soția patronului, soția antrenorului, soția celui mai bun jucător, șefa contabilă, nu avea ce să caute în ziua meciului: femeie, picior de femeie în autocar. Iar cu unii antrenori, înainte de meci, ne duceau la biserică. Alții aveau superstiții cu radio, cu postul de radio în mașină. Văd acum, vedeți ce a evoluat fotbalul. Noi plecam de la ProRapid și până la stadion la Giulești nu vorbea nimeni. Radio era oprit. Deci era o liniște și o de asta, de mormântare, atmosferă de mormântare. Acum, mamă, muzică la maxim, techno, manele, rap, rock, în funcție de echipă. Te duci la vestiar, tot, toate echipele mari, importante, în vestiar au boxă. Să pune muzică, e pe veselie. Pe, nu, atunci era pe concentrare. Mormântare, seriozitate. Comuniști, români, domne, serios, să luau telefoanele, iar asta nu era de superstiție, era de prostie. Intrai joi după antrenament în cantonament, predai telefonul. Veneau antrenorii secund, spuneai telefonul mobil în pungă și ți le mai dădeau sâmbătă după meci. Deci, două zile stăteai fără telefon. Alții veneau prin camere și controlau, să uitau, să. Unii lăsau siguranța generală în jos ca să oprească curentul la 10 jumate să te oblige să te, să te bagi în pat, să te faci că dormi, să nu te mai uiți la televizor, să nu faci nimic. Și fel și fel de iardă mai mi-aduc aminte o superstiție, nu, mai, mai mi-aduc aminte exact, exact cine, cine era antrenorul, Nu mai știu, stau acum să mă gândesc un pic, dar chiar nu-mi aduc aminte. Uh, am câștigat, cred că 10 etape și da, antrenor cred că era Viorel Hizo. Sigur, era Viorel Hizo la Rapid. Am câștigat primele 10 etape sau n-am pierdut cu Hizo antrenor. E timp de 10 săptămâni pe tabla de la Pro Rapid, unde făceam analiza, pregătirea meciurilor și așa mai departe, pe tabla de la ProRapid a stat aceleași mesaje, aceleași informații, aceleași... Nu, nu vrea să șteargă tabla, că zicea că șterge norocul. Și atunci, dacă mergeam din victorie în victorie, tot timpul pe tabla aia care era imensă, era scris ce, ce scrisese la prima etapă. Pregătirea meciului, ce scrisese niște principii de joc în atac, în apărare, chestii generale și era scris deasupra că mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, furtună în Giulești, pentru că fusese aia cu furtună în deșert cu forțele americane și nu știu ce, și scrisese sus navio, furtună în Giulești. Și așa a rămas până prin etapa 11 -a, cred că am, ori am pierdut, primul meci ori am făcut, am pierdut, cred că am pierdut, că și la egal în primele 10 etape, nu știu dacă am câștigat, dacă aveam 30 de puncte, dar oricum aveam multe puncte după 10 etape, nu, nu pierdusem. Și atunci a rămas aia iar superstiția antrenorului. Uh, erau doctori care aveau superstiții, nu schimbau meniu. Dacă mâncai uh, o săptămână și să termina săptămâna cu victorie, următoarea săptămână meniul era la fel ca în săptămâna precedentă. Indiferent dacă jucai în deplasare, trimitea meniul la hotel, la restaurantul hotelului unde ne cazam și era același meniu. Deci sunt lucruri normale, nu cred că țin de slăbiciune sau de, nu știu, de... Ține de căpățână și de gândirea că, bă, dacă faci lucrurile astea, poate ai mai, mai mare succes sau ai mai mari șanse de reușită decât dacă nu le-ai face. Și le-am avut și eu, astea recunosc, vi le-am și spus o parte, o parte dintre ele. Iar ceea ce mai făceam, nu schimbam drumul. Dacă mergea bine o săptămână și următoarea săptămână pe același drum. Chiar dacă aveam treabă înainte de antrenament, nu. Pe același drum, nu schimbam drumul. Cea, bă, mi-a mers bine așa, nu am de ce să schimb. Iar un lucru care acum mă gândesc, bă, dar așa idiot, păi ce conta că stai la semafor pe lângă ProRapid sau stai în piața presei libere, la semafor tot cam la ora ai ajuns Dar niște lucruri care unele le auzeai de la alții, altele le făceai tu că ți-au ieșit odată și te gândeai, mamă, dacă le fac săptămâna viitoare, rup. Iar cu ghetele, să fie, le făceam cu cremă înainte de meci și dormeam cu ele lângă pat. Ghetele de joc, de meci, le făceam cu cremă în seara de dinaintea meciului. Le bine, erau îngriște tot timpul, puse pe șanuri, șterse după meci sau spălate dacă se juca pe niște noroaie de, ziceai că ai cizme de cauciuc câteodată. Le spălam, le puneam la uscat, le făceam cu cremă, le dădeam cu seudă de oaie ca să se moaie pielea. Ei, le scoteam de la gentuță, vineri seară și le pregăteam. Le ștergeam cu cârpă umedă ca un pluș de la șapormă, le dădeam cu cremă, le dădeam niște unsoare de aia ca să moaie pielea și le puneam, puțeau câteodată de la seo la de oaie, de, îți, îți rupea nasul, dar aveam grijă să le dau mai, mai de vreme așa înainte de ora de... Sti ora stingerii și să, să ducea uh, mirosul la plăcut de, de, grăsime. Și le puneam tot timpul lângă noptieră, unde dormeam, lângă noptieră acolo și dormeam cu ghetele în cameră. Asta era altă superstiție care, care, o aveam. Nu făceam niciodată încălzirea cu apărători. Niciodată, nu mă simțeam bine, aveam impresia, senzația că mi-amorțesc picioarele, că nu mă simțeam bine și atunci Făceam încălzirea fără apărători și mă întorceam la vestiar și atunci de-aia și tot timpul eram ultimul și enervam Jumada echipă că ieșea echipa pe hol să ieșim că fluiera arbitru și nu eram gata niciodată să-mi pun și locoplastul pe Jean-Pierre să țin apărătorile și așa, mai, și așa mai departe. Deci asta era altă, altă superstiție, nu tăiam nimic în ziua meciului nu tăiam locoplasul, rupeam cu dinții sau cu mâna. Dacă vreau să-mi tai jampierii, îi dădeam la magazineri și spuneam, te rog frumos, uite, ia farfecă de la masor și fă și mie ăștia așa. Și stăteam lângă el și spuneam, dar nu puneam mâna pe farfecă să tai nimic. Asta nu știu de unde am, am, prins o superstiție asta cu foarfeca și cu tăiatul. Nu mai știu ce, ce superstiție așa mai... Dar astea ciudate, ca așa de astea mai normale mai erau. Cam astea, cam astea cred că erau cu marea majoritatea a superstițiilor. Așa că dacă le aveți, să nu vă fie rușine cu ele și dacă credeți că vă merge bine, continuați cu ele, continuați să alergați, continuați să vă protejați, continuați să vă abonați și nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. Vă salut!